Cum pregătește Ministerul de Interne lupta împotriva drogurilor? Aceasta este întrebarea din titlul dezbaterii pe care USR a inițiat-o în urmă cu aproape o lună, odată cu invitația pe care i-a adresat-o lui Cătălin Predoiu. Evenimentele din ultima perioadă cu privire la traficul și consumul de droguri, precum și efectele acestora, au ridicat mai multe semne de întrebare care au fost dezbătute pe larg în mass media și ocupă în continuare un loc important în atenția formatorilor de opinie. O parte dintre întrebările care nu și-au primit încă răspunsul au fost puse de opoziție de la tribuna Parlamentului. Ora guvernului aprobată prin regulamentul forului legislativ a făcut posibil un nou dialog democratic între reprezentantul executivului și parlamentari pe unul dintre cele mai sensibile subiecte, drogurile. Liderul USR, Ionuț Moșteanu, a făcut o evaluare a situației în prezența ministrului afacerilor interne. Vrem să vedem dacă există vreo urmă de speranță. Dacă vreți și puteți să vă luptați cu traficanții de droguri, că din declarațiile din presă din ultima vreme pare că v-a învins sistemul și v-ați dat bătut. Noi aici trebuie să rezolvăm această problemă și astăzi, domnule ministru, așteptăm răspunsuri. Nu mai vrem copii morți și polițiști care protejează beizadele, nu mai vrem polițiști care fac trafic de droguri și sunt mână în mână cu traficanții. Nu mai vrem polițiști blatiști care se uită după pescăruși când traficanții trec fluierând pe lângă ei în portul Constanța, pentru că este o sfidare la adresa întregii țări să crezi și să admiți că poliția română nu a capturat niciun gram de droguri în portul Constanța timp de 2 ani de zile. În prima parte a intervenției, ministrul afacerilor interne a răspuns cu cifre acuzațiilor venite din partea USR. Pe lângă datele statistice și prezentarea acțiunilor specifice structurilor din subordine, Cătălin Predoiu a arătat cum se văd lucrurile din perspectiva lui. În rândul elevilor de 16 ani, cel mai consumat drog ilicit este cannabisul, urmat de substanțe psihoactive. Cannabis, vă spune ceva, cannabis, domnilor deputați de la USR, pentru că ar trebui să vă spună, întrucât dumneavoastră, care vă frângeți mâinile acum de această problemă, ați promovat și susținut un proiect de lege privind legalizarea cannabisului. Deci, pe de o parte, veniți aici și spuneți că e mare problema cu drogurile și să știe românii, pe de altă parte, cereți în Parlament legi pentru legalizarea consumului de droguri. Asta este realitatea. Și nu e doar una. În 2019, fosta dumneavoastră colegă Presadă, susținută de fostul dumneavoastră lider de partid, susținut cu vârf de lance chiar de fostul premier Cioloș, făceați campanie la festivalul Saga pentru consumul de droguri, promovând proiectul de lege 3 grame. Asta e partidul nostru, 3 litere, 3 grame. Sunteți distruși din clipa în care v-au lăsat cei care v-au creat și v-au manipulat din umbră, vă înțelegeți? De atunci sunteți distruși. Ce să fac? Ați rămas fără epoleți cu dinaintea goală și acum nu faceți decât să atacați pe toți cei care vor să facă ceva în țara asta. Aici este zmeu, acum se duce la minister și o să facă drept culcat în fața purtătorilor de epoleți de acolo și ne întoarcem de unde am plecat, pentru că nu am văzut niciun răspuns la întrebările pe care le-am adresat domnului ministru, niște cifre, pentru că hârtia rabdă orice, însă realitatea rămâne. Sunt droguri în școli și nicio mare rețea nu este destructurată. În fiecare zi vedem acest lucru. În continuare nu ne-ați explicat unde se uitau polițiștii din Constanța 2 ani de zile, de n-au văzut niciun gram de droguri acolo. Nu ne-ați răspuns la asta. Ne-ați spus că facem din accidentul de la 2 mai o temă electorală. Asta arată foarte mult cinism, domnule ministru, să spui că e o temă electorală. Acolo unde au murit 2 copii, uciși de un șofer drogat, protejat de poliția dumneavoastră. Nu a existat niciun fel de intervenție acolo. A fost un lanț de neglijențe, un lanț de greșeli. Eu am fost primul 2 luni înaintea noastră care am luat o măsură. Bine, noastră nu aveți ce măsură să luați decât să semnați proiecte care legalizează drogurile eventual. Dar am luat măsura. Responsabilitatea rezolvării problemei traficului de droguri presupune o abordare pe mai multe paliere, în opinia lui Lucian Bode. Fostul ministru de interne a dat tonul dezbaterilor la care au participat toți reprezentanții grupurilor parlamentare. Problema drogurilor reprezintă o amenințare complexă care afectează nu doar sănătatea publică, ci și securitatea și coeziunea socială. Responsabilitatea pentru rezolvarea acestei probleme aparține tuturor și implică un efort comun din partea societății, a instituțiilor și partenerilor non-guvernamentali. Contextul este unul dificil,
dar soluții există, domnilor de la USR. Fiind necesară, în opinia Partidului Național Liberal, o abordare pe trei paliere: a prevenției, a combaterii și asistenței pentru victimele consumului de droguri. Acest consum de droguri, unii îl transformă deja într-un fenomen. Nu, domnule ministru, nu, dragi colegi, este un cataclism social. Este o amenințare catastrofală la securitatea biologică a națiunii. Și cred că la asta s-a gândit domnul președinte când a intenționat să convoace Consiliul Suprem de Apărare. Este o pegră socială care se întinde sub ochii noștri și, din păcate, asistăm neputincioși, așa cum spunea cândva Eliade prin anii 34, sub ochii piloților orbi. Acest fenomen al consumului reprezintă un flagel. Mai există o instituție care este în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, este Agenția Națională Antidrog, domnule ministru. Eu, din când am auzit de la acei oameni care se pricep la acest domeniu, această agenție nu există decât pe hârtie, nu face nimic, domnule ministru. Eu cred că ar trebui, în calitate de ministru, să vedeți această agenție, cam ce activitate a avut în ultima vreme. Eu am auzit că n-au făcut altceva decât au publicat o broșură. Eu cred că o luptă antidrog înseamnă mai mult decât publicarea unei broșuri, domnule ministru. Deci noi, cei de la UDMR, vă rugăm să acționați în acest sens, să fiți în stare să faceți ca statul să nu fie slab. România este în acest moment un paradis al traficanților. Și în tot acest timp, criminologii internaționali ne arată că, pentru a scădea consumul, avem nevoie să ajungem la o interceptare a traficului de droguri în procent de 70%. În acest moment suntem la 20%. Aceasta este realitatea din România. Diminuarea efectelor consumului de stupefiante prin luarea unor măsuri care să contracareze traficul de droguri reprezintă concluzia dezbaterilor care au avut loc în plenul Camerei Deputaților. Consumul de droguri în rândul tinerilor este considerat un fenomen alarmant și de președintele Klaus Iohannis. Subiectul va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc peste o săptămână la Palatul Cotroceni.